Jocul vieții și cum să-l joci. Jocul. Cei mai mulți oameni consideră viața o luptă, dar nu e o luptă, este un joc. Este un joc ce totuși nu poate fi jucat cu succes, decât cunoscând legile spirituale, iar Vechiul și Noul Testament explică regulile jocului cu o precizie uimitoare. Iisus Hristos a propovăduit ceea ce este marele joc al dăruirii și primirii. Orice seamănă omul va și culege. Asta înseamnă că orice răspândește cineva în cuvinte sau în faptă, îi va fi returnat. Fiecare primește ceea ce dă. Dacă împarte ură, va primi ură. Dacă împarte iubire, va primi iubire. Criticând, va fi criticat. Dacă minte, va fi mințit. Dacă bârfește, va fi bârfit. Ni s-a spus și că facultatea de a imagina are un rol de primă importanță în jocul vieții. Cu veghere întreagă, păzește-ți inima, căci din aceasta pornesc țâșnirile vieții. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce omul imaginează, mai devreme sau mai târziu se exteriorizează în acțiunile sale. Știu povestea unui om care se temea de o anumită boală. Era o boală foarte rară și greu de luat, dar a ilustrat-o și a studiat-o în continuu, până când aceasta s-a manifestat în corpul său și el a murit, victima propriei sale imaginații denaturate. După cum vedem, pentru a avea succes în acest joc, este nevoie să ne antrenăm facultatea de a imagina. O persoană cu o imaginație antrenată să conceapă doar binele, își aduce în propria viață fiecare dorință dreaptă a inimii sale. Sănătate, prosperitate, dragoste, prieteni, perfecta expresie de sine, idealurile sale cele mai înalte. Imaginația a fost numită foarfeca minții și mereu taie, taie, croiește zi de zi, imaginile pe care omul le vede și mai devreme sau mai târziu el își va îndeplini propriile creații în lumea exterioară. Pentru a-și perfecționa imaginația, omul trebuie să înțeleagă mecanismele după care funcționează mintea sa. Grecii au spus, cunoaște-te pe tine însuți. Există trei departamente ale minții, subconștient, conștient și supraconștient. Subconștientul este o simplă putere nedirecționată. E precum scânteia sau electricitatea care se duce acolo unde este îndreptată, nu are putere de inducție. Tot ce simte omul profund sau își imaginează clar, se impregnează în subconștient și se îndeplinește în cele mai mici detalii. De exemplu, cunosc o femeie care se închipuia din copilărie văduvă. Ea se costuma în haine negre și purta un voal negru lung, iar oamenii o credeau foarte isteață și nostimă. A crescut și s-a căsătorit cu bărbatul de care era profund îndrăgostită. În scurt timp, el a murit și ea a purtat negru și un voal lung mulți ani. Imaginea ei ca văduvă era imprimată în subconștient, care în timpul potrivit a materializat-o, nepăsător față de dezastrul produs. Mintea conștientă este numită mintea muritoare sau carnală. Este mintea umană și vede viața așa cum pare ea să fie. Vede moarte, dezastre, boli, sărăcie și limitări de tot felul și impresionează subconștientul. Supraconștientul este mintea dumnezeiască din fiecare om și este regatul ideilor perfecte. În el se află ideea perfectă despre care a vorbit Platon, modelul divin, pentru că acolo se află un model divin pentru fiecare persoană. Există un loc pe care doar tu îl poți umple și nimeni altcineva. Există ceva ce ai tu de făcut și nimeni altcineva nu poate face. Există imaginea perfectă a acestuia în mintea supraconștientă. De obicei, străfulgeră prin mintea conștientă ca un ideal intangibil, ceva ce pare prea frumos ca să fie adevărat. În realitate este adevăratul destin al omului, transmis de inteligența infinită care se află în el. Totuși, mulți oameni își ignoră adevăratul lor destin și luptă pentru lucruri și situații care nu le aparțin și care, odată atinse,
le-ar aduce doar căderi și insatisfacții. De exemplu, o femeie a venit la mine și mi-a cerut să rostesc cuvântul care să o ajute să se căsătorească cu un bărbat de care era foarte îndrăgostită. I-am spus că asta ar fi o încălcare a legii spirituale, dar am rostit cuvântul pentru bărbatul potrivit, alegerea divină, bărbatul care îi aparține de drept divin. Am adăugat, dacă AB este omul potrivit, nu-l poți pierde, iar dacă nu, vei găsi echivalentul lui. Ea îl vedea pe AB frecvent, dar relația lor nu mergea deloc. Într-o seară ea a venit la mine și mi-a spus: știi, în ultima săptămână AB nu mi-a mai părut la fel de minunat. I-am răspuns: poate că nu e el alegerea divină. Poate că un alt bărbat este cel drept. Nu mult după aceea a întâlnit un alt bărbat care s-a îndrăgostit de ea imediat și care i-a spus că ea este idealul lui. De fapt, el i-a spus tot ceea ce ar fi vrut să audă de la AB. Ea a remarcat: a fost cam straniu. În scurt timp, ea i-a împărtășit dragostea și l-a uitat pe AB, ceea ce arată legea substituției. O idee dreaptă a înlocuit-o pe una greșită, astfel încât nu s-a produs vreo pierdere sau vreun sacrificiu. Iisus Hristos a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și a spus că împărăția se află în om. Împărăția este teritoriul ideilor drepte sau al modelelor divine. Iisus Hristos a spus că vorbele omului joacă un rol esențial în jocul vieții. Din cuvintele tale vei fi îndreptățit și tot din cuvintele tale vei fi osândit. Mulți oameni aduc dezastre în viețile lor prin cuvinte ne la locul lor, aruncate la voia întâmplării. De exemplu, o femeie m-a întrebat odată de ce viața ei era împovărată de griji. Înainte avusese o casă, fusese înconjurată de lucruri frumoase și prosperase financiar. Am descoperit că adesea, obosită de grijile casei, repetase: m-am săturat de toate, aș vrea să trăiesc într-un cufăr. Și a adăugat: azi trăiesc într-un cufăr. Ea se imaginase trăind într-un cufăr și mintea subconștientă nu are simțul umorului, iar oamenii glumesc adesea despre ei înșiși aflați în situații nefericite. De exemplu, o femeie care avea o sumă mare de bani glumea mereu despre pregătirea pentru o casă săracă. În câțiva ani a ajuns nevoiașă, pentru că își întipărise imaginea neșansei și limitărilor în subconștient. Din fericire, legea funcționează în ambele sensuri, încât și neșansa poate fi transformată într-o situație prosperă. De exemplu, o femeie a venit la mine într-o zi de vară pentru un tratament pentru prosperitate. Era frântă, descurajată și demoralizată. A spus că tot ce are în această lume sunt $8. I-am spus: bine, vom binecuvânta cei $8 și îi vom înmulți, așa cum Iisus Hristos a înmulțit pâinile și peștii. Pentru că El ne-a învățat că fiecare om are puterea de a binecuvânta și multiplica, de a tămădui și prospera. Ea a întrebat: și acum ce urmează să fac? I-am spus: urmează-ți intuiția. Ai un fler să mergi undeva sau să faci ceva? Intuiția înseamnă să primești învățătura din interior. Este ghidul infailibil al omului și voi detalia mai exact într-un capitol următor. Femeia a răspuns: nu știu, parcă flerul îmi spune să merg acasă. Am exact banii de drum. Casa ei era într-un oraș îndepărtat, cam lipsit și limitat, și rațiunea ar fi avut toate motivele să spună: rămâi în New York, găsește-ți de lucru și câștigă niște bani. I-am spus atunci: du-te acasă, niciodată nu-ți contrazice intuiția. Am rostit pentru ea: spirit infinit, deschide drumul abundenței pentru ea. Ea este un magnet irezistibil pentru tot ceea ce îi aparține de drept divin. I-am spus și ei să repete asta în continuu. S-a dus acasă imediat. Căutând într-o zi o femeie, ea are întâlnit un vechi prieten al familiei ei.
Prin acest prieten, ea a primit într-un mod aproape miraculos câteva mii de dolari. Și am, spunea adesea, povestește oamenilor despre femeia care avea 8 dolari și intuiție. Există întotdeauna prosperitate în drumul omului, dar poate fi adusă în manifestare prin dorință, credință sau prin cuvântul rostit. Iisus Hristos a spus clar că omul trebuie să facă primul pas. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. În Scriptură se spune că, despre lucrurile mâinilor mele, porunciți-mi. Inteligența infinită, Dumnezeu, este mereu gata să ducă la îndeplinire dorințele mai mari sau mai mici ale omului. Fiecare dorință exprimată sau nu este o cerere. Exemplu. De Paști, văzând mulți trandafiri în vitrina florăriei, mi-am dorit să primesc unul și imediat l-am văzut cu ochii minții adus la ușa mea. Paștele a venit și cu el un superb trandafir. I-am mulțumit prietenei mele a doua zi și am spus că era exact ce-mi doream. Și ea mi-a spus, dar nu ți-am trimis trandafir, ci liliac. Omul încurcase ordinele și mi-a trimis trandafirul fiindcă lansasem legea în acțiune și aveam de primit un trandafir. Nimic nu stă între om și idealurile sale și fiecare dorință a inimii tale, doar teama și îndoiala. Când omul își dorește fără să se îngrijoreze, fiecare dorință este instantaneu împlinită. Voi explica mai detaliat într-un capitol următor cauzele științifice pentru care frica trebuie eradicată din conștiință. Este singurul dușman al omului, teama de lipsuri, de cădere, de boală, de pierdere și sentimentul de insecuritate într-un anumit plan. Iisus spune, de ce vă este frică puțin, credincioșilor? Putem vedea cum trebuie să înlocuim teama cu credința, pentru că teama este doar o credință inversată. Este credința în rău, în locul credinței în bine. Obiectul jocului vieții este de a vedea clar, precis, binele și de a anula din minte toate imaginile răului. Ceea ce trebuie realizat prin impregnarea subconștientului cu înțelegerea binelui. Un om strălucit care atinsese un succes uriaș mi-a spus că dintr-o dată și-a șters toate temerile din minte, citind o inscripție care spânzura într-o încăpere. El a văzut tipărită cu litere mari această sintagmă. De ce să te temi? Poate nu se va întâmpla niciodată. Aceste cuvinte i-au rămas în subconștient și el acum este ferm convins că în viața lui poate apărea doar binele, iar astfel doar binele se poate manifesta. În capitolul următor voi prezenta diferite metode de impresionare a minții subconștiente. Este servitorul credincios al omului, care însă trebuie să fie atent să-i dea ordinele corecte. Omul are întotdeauna un ascultător tăcut de partea sa, propria sa minte subconștientă. Fiecare gând, fiecare cuvânt, este impregnat în mintea subconștientă și dus la bun sfârșit în detalii uimitoare. Este ca atunci când un cântăreț face o înregistrare pe un disc sensibil de fonograf. Este înregistrată fiecare notă și ton al vocii cântărețului. Dacă el tușește sau ezită, și asta se înregistrează. Așa că hai să aruncăm toate vechile înregistrări proaste din subconștient, înregistrări ale vieților proaste, pe care nu ni le dorim, și să creăm altele noi și frumoase. Spuneți aceste cuvinte tare, cu putere și convingere. Acum nimicesc și demolez fiecare înregistrare falsă din subconștientul meu. Să se întoarcă în grămada de țărâna nimiciei lor native, pentru că au venit din propria mea imaginație deșartă. Îmi înregistrez acum spiritul interior cu ceea ce este perfect. Sănătate, prosperitate, dragoste și perfectă expresie de sine. Acesta este pătratul vieții, jocul complet. În capitolele următoare voi arăta cum omul poate să schimbe condițiile, schimbându-și cuvintele. Orice om care nu cunoaște puterea cuvântului este în urma timpului. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Legea prosperității. Da,
Atotputernicul îți va fi pavază și vei avea bogăție de argint. Unul din mesajele mărețe lăsate omenirii prin scripturi este că Dumnezeu este sursa omului și astfel omul poate elibera prin cuvântul său rostit tot ceea ce îi aparține prin drept divin. Dar el trebuie să aibă credință perfectă, desăvârșită în cuvântul pe care îl rostește. Isaia a spus: cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod, ci se va împlini acolo unde este transmis. Acum știm că gândurile și cuvintele au o formidabilă forță de vibrație, chiar mai mare decât corpul și acțiunile materiale ale omului. O femeie a venit la mine într-o mare disperare și mi-a spus că îi se solicitau $3,000 până la data de 15 a lunii. Era distrusă pentru că nu vedea niciun mod de a obține banii. I-am spus că Dumnezeu este sursa ei și că există un răspuns pentru orice cerere. Așa că am rostit cuvântul. Am mulțumit pentru că femeia va primi cei $3,000 în timpul drept și în modul drept. I-am spus că ea trebuie să aibă credința absolută și să își manifeste credința perfectă. Ziua de 15 a venit, fără ca banii să se fi materializat. Ea m-a sunat și m-a întrebat ce era de făcut. I-am răspuns: este sâmbătă, așa că nu-ți vor cere banii astăzi. Rolul tău este să te comporți ca și cum ai fi bogată, arătând astfel credința perfectă că vei primi banii luni. M-a invitat să iau prânzul cu ea ca să-i mențin moralul. Când am însoțit-o la restaurant, i-am spus: nu e momentul să economisești. Comandă o masă scumpă, poartă-te ca și cum ai fi primit deja cei $3,000. Orice lucru veți cere, când vă rugați, crezând că l-ați primit, îl veți avea. Trebuie să te comporți de parcă ai fi primit deja. A doua zi dimineața m-a sunat să mă roage să petrec ziua cu ea. I-am spus: nu, tu ești sub protecția divină și Dumnezeu nu întârzie niciodată. Seara m-a sunat din nou extrem de emoționată și mi-a spus: draga mea, s-a produs o minune. Stăteam azi dimineață în camera mea când a sunat soneria. I-am spus fetei: nu lăsa pe nimeni înăuntru. Dar ea s-a uitat pe geam și mi-a spus: este vărul tău, cel cu barbă lungă, albă. Așa că i-am spus: cheamă-l înapoi, aș vrea să-l văd. Tocmai dădea colțul când a auzit vocea fetei și el a venit înapoi. El a vorbit vreo oră și chiar când să plece m-a întrebat: apropo, cu banii cum mai stai? I-am spus că aveam nevoie de bani, iar el mi-a răspuns: păi, draga mea, îți voi da $3,000 în prima zi a lunii următoare. Nu voiam să-i spun că sunt foarte strâmtorată. Ce voi face acum? Nu voi primi banii până la 1-a lunii următoare și am nevoie de ei mâine. I-am spus: continuăm tratamentul. Am spus: spiritul nu întârzie niciodată. Aduc mulțumiri că ea a primit bani în planul invizibil și că aceștia se vor manifesta la timp. A doua zi dimineața, vărul a sunat-o și i-a spus: vino la biroul meu în această dimineață și îți voi da banii. În acea după-amiază, ea deținea $3,000 în contul ei din bancă și a completat cecul atât de rapid cât i-a permis emoția care o stăpânea. Dacă cineva cere succesul și se pregătește de eșec, va ajunge în situația pentru care se pregătește. De exemplu, un om a venit la mine cerându-mi să rostesc cuvântul pentru a-i fi ștersă o anumită datorie. Am aflat că își petrecea timpul plănuind cum ar justifica omului neplata notei, neutralizându-mi în acest fel cuvintele: el ar fi trebuit să se vadă pe sine plătind datoria. Avem o minunată ilustrație pentru aceasta în Biblie, povestea celor trei regi care erau în deșert fără apă pentru oameni și caii lor. Ei îl cheamă pe profetul Elisei, care le dă acest mesaj uimitor: căci așa vorbește Domnul: nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, faceți deja valea aceasta plină de șanțuri. Omul trebuie să se pregătească pentru lucrul pe care l-a cerut, chiar atunci când un semn cât de mic nu se vede la orizont. De exemplu, o femeie a considerat necesar să caute un apartament în New York, în anul în care în New York era o mare criză de apartamente. Părea ceva aproape imposibil și prietenii o compătimeau și au spus:
Nu e chiar atât de rău, o să te adăpostești cu toată mobila într-un hotel. Ea a replicat. Nu trebuie să vă pară rău de mine, sunt supraom și voi obține apartamentul. Și cuvintele ei au fost. Spirit infinit, deschide calea pentru apartamentul drept. Știa că există o ofertă pentru fiecare cerere, că ea era necondiționată lucrând în plan spiritual și că unul cu Dumnezeu formează majoritatea. Ea și-a pus în gând să cumpere pături noi, când ispita, gândurile potrivnice ale minții raționale sugerau. Nu cumpăra pături, poate după toate nu vei primi apartamentul și nu o să le mai folosești. Ea și-a replicat sieși. Voi săpa șanțurile cumpărând păturile. S-a pregătit pentru apartament de parcă l-ar fi avut deja. A obținut unul într-un mod miraculos și l-a primit când mai existau deja 200 de alte cereri. Păturile au fost un mod activ de manifestare a credinței. Nu e nevoie să spunem că șanțurile săpate de cei trei regi în deșert au fost umplute până la revărsare. Înțelegerea ritmului spiritual al lucrurilor nu este o chestiune ușoară pentru o persoană medie. Gânduri potrivnice de teamă și îndoială răbuvnesc din subconștient. Ele sunt armatele străinilor ce trebuie izgonite. Astfel se explică adesea întunericul de dinaintea zorilor. O mare realizare este adesea precedată de gânduri chinuitoare, afirmând un înalt adevăr spiritual. Sunt provocate vechile credințe din subconștient și eroarea este etalată pentru a fi dată afară. Acesta este timpul când cineva trebuie să facă afirmațiile de adevăr în mod repetat, să-și respecte adevărul, să se bucure și să mulțumească de parcă ar fi primit deja. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Ceea ce înseamnă că fiecare dar bun și perfect este deja al omului, așteptând ca omul să-l recunoască. Omul poate primi doar ceea ce se vede pe sine primind. Copiilor lui Israel li s-a spus că pot avea tot pământul pe care îl pot vedea, ceea ce este valabil pentru oricine. Fiecare om deține doar spațiul cuprins în propriile sale viziuni mentale. Fiecare mare lucrare, fiecare mare realizare, este adusă în manifestare prin menținerea viziunii, iar adesea, chiar înainte de marea realizare, vine aparenta cădere și descurajare. Copiii lui Israel, când au atins țara făgăduinței, s-au temut să pășească acolo, fiindcă au spus ei, era plină de uriași și se simțeau ca lăcustele. Și atunci noi am văzut uriașii și ne-am simțit ca lăcustele. Este o experiență pe care a trăit-o aproape fiecare. Și totuși, cel ce cunoaște legea spirituală este netulburat de aparențe, și se bucură chiar atunci când este încă în captivitate. De aceea el își menține viziunile și aduce mulțumiri că sfârșitul este desăvârșit și el a primit darul. Iisus avea un minunat exemplu, le spunea discipolilor. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la recoltă? Iată, eu vă spun. Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Viziunea sa clară trece dincolo de lumea materială și vede clar în cea de-a patra dimensiune a lumii lucrurile așa cum sunt de fapt, perfecte și complete în mintea divină. Așa că omul trebuie să mențină întotdeauna viziunea sfârșitului călătoriei sale și să ceară manifestarea ceea ce deja a primit. Poate fi perfecta sa sănătate, iubire, prosperitate, expresie de sine, cămin sau prieteni. Toate acestea sunt desăvârșite și sunt idei perfecte în mintea divină și trebuie să vină prin el, nu spre el. De exemplu, un om a venit la mine cerându-mi un tratament pentru succes. Era imperativ să obțină într-un anumit interval de timp 50.000 de dolari pentru afacerile sale. Data limită era aproape când a venit la mine în disperare. Nimeni nu voia să investească în întreprinderea lui, și banca i-a refuzat categoric un împrumut. I-am replicat. Presupun că ți-ai pierdut calmul la bancă și de aceea puterea. Tu poți stăpâni orice situație dacă întâi te poți stăpâni pe tine. Am adăugat. Te voi trata. Și tratamentul meu a fost. Ești identificat în iubire cu spiritul oricui este legat de bancă.
Lasă ideea divină să iasă din această situație. El a răspuns: Femeie, vorbești despre ceva imposibil. Mâine e sâmbătă, banca se închide la 12 și trenul meu nu merge acolo înainte de 10, iar timpul meu expiră mâine și oricum nu vor fi de acord. E prea târziu. I-am răspuns: Dumnezeu nu are niciodată nevoie de timp și nu întârzie niciodată. Datorită lui totul este posibil. Am adăugat: Nu știu nimic despre afaceri, dar știu totul despre Dumnezeu. El a răspuns: Totul sună bine când stau aici și te ascult, dar când plec e groaznic. Locuia într-un oraș îndepărtat și nu am mai auzit de el vreo săptămână, iar apoi a venit o scrisoare. Ai avut dreptate, am obținut banii și nu mă voi mai îndoi vreodată de adevărul spuselor tale. L-am văzut câteva săptămâni mai târziu și i-am spus: Ce s-a întâmplat? E clar că ai avut timp destul până la urmă. El a răspuns: Trenul meu a întârziat și am ajuns acolo doar cu un sfert de oră înainte de 12. M-am dus la bancă și am spus: Am venit pentru un împrumut și l-am obținut fără nicio altă întrebare. Au fost ultimele 15 minute din timpul care-i fusese încredințat, dar Spiritul Infinit nu întârzie niciodată. În cazul acesta, omul nu ar putea reuși vreodată singur. Are nevoie de cineva care să-l ajute să-și mențină viziunea. Asta este ceea ce un om poate face pentru altul. Iisus a afirmat acest adevăr când a spus: Când doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care se află în ceruri. Unii sunt mult prea atașați de propriile afaceri și devin ezitanți și temători. Prietenul sau vindecătorul vede clar succesul, sănătatea sau prosperitatea și nu și-o voie niciodată pentru că nu este atât de implicat în situație. Este mult mai ușor de demonstrat pentru altul decât pentru sine, așa că o persoană n-ar trebui să ezite să ceară ajutor atunci când are îndoieli, ori se simte șovăind. Un fin observator al vieții a spus cândva: Niciun om nu poate cădea dacă o persoană îl poate vedea având succes. Aceasta este puterea viziunii și mulți oameni mari au avut succes datorită soției, surorii sau unui prieten care au crezut în el și au obținut fără șovăială ideea perfectă. Puterea cuvântului. Din cuvintele tale vei fi îndreptățit și tot din cuvintele tale vei fi osândit. O persoană cunoscătoare a puterii cuvântului devine foarte atentă la conversația sa. Are de urmărit doar reacția cuvintelor, care nu se întorc fără rod. Prin cuvântul rostit, omul este într-o continuă creare a legilor proprii. Știu un om care a spus: Totdeauna pierd mașina, invariabil pleacă tocmai când ajung eu. Fiica lui a spus: Eu prind totdeauna mașina, invariabil ajunge odată cu mine. Asta s-a întâmplat ani de zile. Fiecare și-a creat o regulă proprie, una de cădere și una de succes. Aceasta este psihologia superstițiilor. Potcoava sau piciorul iepurelui nu au putere, dar cuvântul rostit de om și credința că îi aduc noroc creează așteptări în mintea subconștientă și atrag situația norocoasă. Am constatat totuși că asta nu funcționează când omul a avansat spiritual și cunoaște o lege mai înaltă. Pentru unii nu este cale de întoarcere și trebuie să renunțe la imaginile solemne. De exemplu, doi studenți de-ai mei au avut un succes teribil în afaceri pentru câteva luni, când dintr-o dată totul se ducea de râpă. Am încercat să analizăm situația și am descoperit că în loc să facă afirmații și să aștepte de la Dumnezeu succes și prosperitate, fiecare își cumpărase o maimuță norocoasă. Am spus: Văd că ați crezut în maimuța norocoasă în loc de Dumnezeu. Aruncați maimuțele și invocați legea iertării, fiindcă omul are puterea de a ierta și de a-și neutraliza greșelile. Ei au decis să abandoneze maimuțele într-o mină de cărbun și totul le-a mers iarăși bine. Asta nu înseamnă totuși că ar trebui aruncat orice ornament norocos sau potcoavă. Trebuie doar recunoscută puterea din spatele lor, care este una și singură, Dumnezeu, iar obiectele dau doar un sentiment de așteptare. Eram cu o prietenă într-o zi când era disperată.
Traversând strada, ea a găsit o potcoavă. S-a simțit imediat plină de bucurie și speranță. A spus că Dumnezeu i-a trimis potcoava ca să-i mențină curajul. În acel moment, într-adevăr, a fost singurul lucru care putea fi înregistrat în conștiința ei. Speranța ei a devenit credință și în cele din urmă ea a făcut o demonstrație minunată. Doresc să clarific faptul că bărbații de care am amintit depindeau de maimuțe, în timp ce femeia a recunoscut puterea din spatele potcoavei. Știu din proprie experiență că durează destul de mult să renunți la credința că un anumit lucru a adus dezamăgire. Dacă acel lucru s-a întâmplat, a urmat invariabil dezamăgirea. Am găsit singurul mod în care puteam face o schimbare în subconștient afirmând: nu există două forțe, ci doar una, Dumnezeu. Astfel nu există dezamăgire, iar acest lucru înseamnă o surpriză fericită. Am observat fără întârziere o schimbare și surprizele plăcute au început să-mi iasă în cale. Am o prietenă care spunea că nimic nu ar putea să o determine să treacă pe sub o scară. I-am spus: dacă ți-e teamă, atunci tu crezi în două forțe, Dumnezeu și răul, în loc de una. Și cum Dumnezeu este absolut, nu poate exista o putere contrară, doar dacă omul își construiește un propriu rău fals. Să arăți că tu crezi într-o singură putere, Dumnezeu, și că nu există putere sau realitatea răului, treci pe sub următoarea scară pe care o vezi. În scurt timp s-a dus la banca ei. Dorea să-și deschidă seiful din trezorerie, dar în calea ei se afla o scară. Era imposibil să ajungă la cutie fără să treacă pe sub scară. A fost cuprinsă de frică și s-a întors înapoi. N-a putut să înfrunte leul din calea ei. Totuși, când a ajuns în stradă, cuvintele mele au sunat în urechile ei și ea a decis să se întoarcă și să treacă pe sub ea. A fost un moment important în viața ei pentru că scările o ținuseră ani de zile în sclavie. Ea s-a întors pe același drum spre trezorerie, dar scara dispăruse. Asta se întâmplă atât de des. Dacă cineva dorește să facă un lucru de care se teme, nu mai e nevoie să-l facă. Este legea nerezistenței, care e atât de puțin înțeleasă. Cineva a spus că în curaj există geniu și magie. Înfruntă o situație fără frică și nu mai e nicio situație de înfruntat. Cade sub propria ei greutate. Explicația este că teama a atras scara în drumul femeii, iar dispariția fricii a mutat-o. Toate aceste forțe invizibile lucrează în permanență pentru om, care este întotdeauna cel ce își trage sforile, indiferent dacă știe sau nu. Stăpânind puterea de vibrație a cuvântului, omul începe să atragă orice verbalizează. Oamenii care vorbesc în continuu de boli le atrag invariabil. După ce omul cunoaște adevărul, el nu poate să nu fie extrem de atent la propriile sale cuvinte. De exemplu, am o prietenă care îmi spune adesea la telefon: hai să mă vezi și să mai bârfim puțin. Această puțină bârfă înseamnă o oră și între 500 și 1000 de cuvinte destructive, principalele subiecte fiind pierdere, cădere, ghinion și boală. I-am spus: nu mulțumesc, am avut parte de destule astfel de conversații în viața mea. Sunt prea costisitoare, dar m-ar bucura să vorbim constructiv despre ceea ce ne-am dorit, nu despre ceea ce nu vrem să se întâmple. Un vechi proverb spune că numai omul cutează să își folosească cuvintele în trei scopuri: vindecare, binecuvântare și prosperitate. Ceea ce omul spune despre alții se va spune despre el și ceea ce îi dorește el altuia, el își dorește lui însuși. Blestemele se întorc împotriva celui care le rostește. Dacă un om dorește cuiva ghinion, poate fi sigur că își atrage ghinion sieși. Dacă dorește să ajute pe cineva să aibă succes, el își dorește și se ajută să aibă la rândul său succes. Corpul poate fi reînnoit și transformat prin cuvântul rostit și viziune clară, iar boala complet ștearsă din conștiință. Metafizicianul știe că toate bolile au un corespondent mental și în vederea tratării corpului se impune mai întâi vindecarea sufletului. Sufletul este mintea subconștientă și trebuie salvat de gândirea greșită. În Psalmul 23 citim: îmi întărește sufletul. Înseamnă că mintea subconștientă sau sufletul
trebuie vindecat cu idei drepte, iar căsătoria mistică este uniunea dintre suflet și spirit, dintre subconștient și supraconștient. Acestea trebuie să fie una. Când subconștientul este inundat cu ideile perfecte ale supraconștientului, Dumnezeu și omul sunt unul. Eu și Tatăl suntem una. Așa este. El e una cu regatul ideilor perfecte. Este omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și i s-a dat putere și stăpânire peste toate lucrurile create, mintea, corpul și acțiunile sale. Este cert că toate bolile și nefericirile vin din violarea legii iubirii. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții și în jocul vieții, iubirea sau bunăvoința dau rezultate întotdeauna. Este legea iubirii aproapelui și în jocul vieții iubirea și bunele intenții depășesc orice dificultate. De exemplu, unei femei pe care o cunosc i-a apărut ani de zile o teribilă boală de piele. Doctorii au spus că era incurabilă și ea era disperată. Juca pe scenă și se gândea că în scurt timp va trebui să renunțe la profesia ei și nu avea niciun alt mijloc de supraviețuire. Totuși, a obținut un contract bun și în seara premierei a dat lovitura. Cronicile erau flatante și era bucuroasă și entuziastă. A doua zi a fost înștiințată că este concediată. Un bărbat din distribuție a fost gelos pe succesul ei și a făcut să fie îndepărtată. Ea simțea că ura și indignarea puseseră complet stăpânire pe ea și s-a rugat: Doamne, nu mă lăsa să-l urăsc pe acest om. În acea noapte a lucrat ore în șir pentru liniște. Ea a spus: Am ajuns în curând într-o liniște foarte adâncă. Părea că m-am împăcat cu mine, cu acel om și cu întreaga lume. Am continuat asta în următoarele două nopți și, a treia zi, am constatat că mă vindecasem complet de boala de piele. Cerând iubire sau bunăvoință, ea a împlinit legea, căci dragostea este împlinirea legii și boala care vine din resentimentele subconștiente a fost anihilată. Critica repetată produce reumatism, gândurile lipsite de armonie produc depozite nenaturale în sânge, care se depun la încheieturi. Îngrășarea este produsă de gelozie, ură, lipsa iertării, teamă, etc. Fiecare boală are drept cauză o neliniște sufletească. Am spus odată la cursul meu: Aici nu se obișnuiește să se întrebe ce-i cu tine, dar am putea la fel de bine spune cu cine ai ceva. Lipsa iertării este cea mai răspândită cauza a bolilor. Ea îngreunează arterele sau ficatul și afectează vederea. În trenul său sunt boli fără sfârșit. Am sunat odată o femeie care spunea că s-a îmbolnăvit mâncând o stridie otrăvită. Am replicat: O, stridia nu era vătămătoare, tu ai otrăvit-o. Ce problemă ai? O, cu vreo 19 persoane. Ea avea neplăceri cu 19 persoane și a devenit atât de nearmonioasă încât a atras stridia stricată. Orice lipsă de armonie exterioară indică lipsa de armonie mentală. Ce e înăuntru, e și în afară. Singurii dușmani ai omului sunt cei din interiorul său. Dușmanii omului pot fi doar cei din ograda sa. Personalitatea este unul din cei din urmă dușman de depășit, cum această planetă își primește inițierea în iubire. Este mesajul lui Hristos. Pace pe pământ, bunăvoință între oameni. Omul luminat, în orice caz, se străduiește să fie mai bun cu aproapele său. Munca sa este cu sine să trimită bunăvoință și binecuvântări fiecărui om și lucrul extraordinar e că dacă cineva binecuvântează un om, acela nu mai are putere să-l rănească. De exemplu, un om a venit la mine cerându-mi să-l tratez pentru succes în afaceri. Vindea motoare și un concurent apăruse pe scenă cu ceva ce el declarase că ar fi un motor mai bun și prietenul meu se temea că va fi înfrânt. I-am spus: Mai întâi trebuie să izgonim teama și știi că Dumnezeu îți apără interesele, iar ideea divină va ieși din situație. Asta este. Mașina dreaptă va fi vândută de omul drept omului drept. Și am continuat: Nu menține niciun gând critic față de acel om. Binecuvântează-l toată ziua și nu dori să-ți vinzi mașina dacă nu e aceasta ideea divină.
așa că el a venit la conferințe fără teamă și non-rezistent și binecuvântându-l pe celălalt. El a spus că urmarea a fost cu adevărat remarcabilă. Mașina celuilalt n-a pornit și el și-a vândut mașina fără probleme. Dar eu vă spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă fac în ciudă și se poartă rău cu voi. Bunăvoința produce o extraordinară aură protectoare în jurul celui care o trimite și nicio armă îndreptată asupra sa nu are putere. Cu alte cuvinte, iubirea și bunăvoința distrug dușmanii interiori, așa că omul acela nu mai are dușmani exteriori. Este pace pe pământ pentru cel ce trimite oamenilor bunăvoința sa. Legea nerezistenței. Nu te opune răului, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Nimic pe pământ nu poate rezista unei persoane absolut nerezistente. Chinezii spun că apa este cel mai puternic element pentru că este perfect non-rezistentă. Poate distruge stânca și poate mătura totul din calea ei. Iisus a spus, nu opune rezistență răului, pentru că el știa că de fapt nu există rău, deci nimic căruia să îi se opună rezistență. Răul este produs de o imaginație deșartă sau de credința în două forțe, a binelui și a răului. O legendă veche spune că Adam și Eva au mâncat din Maya, copacul iluziei, și au văzut două puteri în loc de una. Deci răul este o lege falsă pe care omul și-a construit-o sieși, prin psihoma sau sufletul adormit. Sufletul adormit înseamnă că omul a fost hipnotizat de credințele speciei care reprezintă gândirea muritoare sau carnală și activitățile sale materializează iluziile sale. Am văzut într-un capitol anterior că sufletul omului este mintea sa subconștientă și orice simte el profund, bine sau rău, este transpus de sclavul său credincios. Corpul și acțiunile sale arată în afară ceea ce el imaginează. Cel bolnav a ilustrat boala, cel sărac sărăcia, iar cel bogat bunăstarea. Oamenii spun adesea, de ce copilașul atrage boala când e prea tânăr chiar și să o înțeleagă? Răspund că deoarece copiii sunt sensibili și receptivi la gândurile altora despre ei, oglindesc adesea temerile părinților. Am auzit odată un metafizician spunând, dacă nu-ți mobilizezi tu singur subconștientul, altcineva îl va mobiliza în locul tău. Adesea, mamele atrag inconștient pentru copiilor boli și dezastre, bombardându-i continuu cu îngrijorarea lor și urmărind simptomele. De exemplu, o prietenă a întrebat o femeie dacă fetița ei avusese pojar. Ea a răspuns prompt, încă nu. Asta însemna că ea aștepta boala și mai ales se pregătea pentru ceea ce nu își dorea nici ei, nici copilului. În orice caz, omul care este stabilit și centrat pe un mod de gândire corect, omul care transmite doar bunăvoința aproape lui său și este fără teamă, nu poate fi atins și influențat de gândurile negative ale altora. De fapt, el poate primi atunci doar gânduri bune, cum și el trimite doar gânduri bune. Rezistența este iadul pentru că îl plasează pe om într-un spațiu al suferinței. Un metafizician mi-a dat odată o minunată rețetă care are de fiecare dată efectul scontat în jocul vieții. Este o culme a non-rezistenței. El o prezintă astfel. Odată am botezat copiii și, desigur, ei aveau multe nume. Acum nu mai botez copiii, dar botez întâmplări și dau fiecărui eveniment un singur nume. Dacă am un eșec, îl botez succes în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Astfel vedem măreața legea transmutării, bazată pe non-rezistență. Prin intermediul cuvintelor rostite de el, orice cădere se transformă în succes. De exemplu, o femeie care a solicitat bani și care cunoștea legea spirituală a abundenței se întâlnea continuu într-o afacere cu un om care o făcea să se simtă foarte săracă. El vorbea de ghinion și de limitări și ea începuse să se simtă strivită sub povara gândurilor lui,
așa că nu l-a grea și l-a acuzat de eșecul ei. Ea a știut că pentru a obține prosperitatea trebuie să simtă mai întâi că ar fi primit. Sentimentul abundenței trebuie să preceadă manifestarea ei. Și într-o zi și-a dat seama că opunea rezistență situației, văzând două puteri în locul uneia. L-a binecuvântat pe acel om și a botezat situația succes. A afirmat: așa cum există doar o putere, Dumnezeu, omul acesta este aici pentru binele și prosperitatea mea. La puțin timp după aceea i-a întâlnit prin acest om o femeie care i-a dat pentru un serviciu adus câteva mii de dolari și omul s-a mutat într-un oraș îndepărtat și astfel a dispărut armonios din viața ei. Afirmă: fiecare om este o verigă de aur în lanțul binelui meu, pentru că toți oamenii sunt Dumnezeu în manifestare, așteptând oportunitatea acordată de om însuși de a servi planul divin al vieții sale. Binecuvântează-ți dușmanul și vei răpi arsenalul. Săgețile lui se vor transforma în binecuvântări. Legea aceasta este adevărul națiunilor, la fel ca și al indivizilor. Binecuvântează o națiune, transmite-i dragoste și bunăvoință fiecărui locuitor și vei lua puterea de a face rău. Omul poate dobândi ideea dreaptă a non-rezistenței prin înțelegere spirituală. Adesea studenții îmi spun: nu vreau să fiu un preș. Le spun: dacă folosiți non-rezistența cu înțelepciune, nimeni nu va fi vreodată în stare să treacă peste voi. De exemplu, într-o zi, când eram neliniștit așteptând un telefon important, am opus rezistență fiecărui telefon care mi-a fost dat și eu însă nu am dat niciun telefon, motivând că ar putea interfera cu cel pe care l-așteptam. În loc să spun: între ideile divine nu sunt niciodată conflicte, telefonul va veni în timp util, lăsând inteligența divină să aranjeze lucrurile, am început să gestionez eu însumi lucrurile. Am făcut bătălia mea, nu a lui Dumnezeu, și am rămas nervoasă și anxioasă. Telefonul nu a sunat vreo oră și m-am uitat la telefon și am văzut că în tot acest timp receptorul fusese scos din furcă și telefonul era deconectat. Anxietatea mea, teama și credința mea în interferențe au adus o totală eclipsă telefonului. Realizând ce făcusem, am început imediat să binecuvântez situația, am botezat-o succes și am afirmat: nu pot pierde un apel telefonic ce mi-aparține de drept divin, sunt sub grație, nu sub lege. O prietenă a dat fuga afară la un telefon public și a semnalat companiei să reconecteze telefonul. Ea a intrat într-o băcănie aglomerată, iar proprietarul și-a lăsat clienții oferindu-se să sune el însuși. Telefonul a fost conectat imediat și 2 minute mai târziu am primit un apel foarte important și apoi cel pe care l-așteptam. Vapoarele ajung la țărm când marea este calmă. Atâta vreme cât omul rezistă situației, o va avea cu el. Dacă fuge de ea, îl va urma. De exemplu, i-am repetat asta unei femei într-o zi și ea a replicat: cât de adevărat este. Eram nefericită acasă, nu-mi plăcea mama mea care era critică și dominatoare și am fugit căsătorindu-mă. Dar m-am măritat cu mama pentru că soțul meu era exact ca mama și am avut de-a face exact cu aceeași situație. Împacă-te de grabă cu vrăjmașul tău. Asta înseamnă să accepți situația care ți este potrivnică, să nu fii tulburat de ea și ea cade sub propria-i greutate. Niciunul dintre aceste lucruri nu mă va atinge, e o afirmație minunată. Situațiile lipsite de armonie vin dintr-o lipsă de armonie interioară a omului. Când un om nu apare răspuns emoțional la situațiile distonante, ele dispar pentru totdeauna din drumul său. Așa că munca omului este întotdeauna cu sine. Oamenii îmi spun: dă-mi o rețetă să-mi transform soțul sau fratele. Și eu le spun: nu, îți voi da o rețetă ca să te schimbi pe tine. Atunci când tu te vei schimba, se vor schimba și soțul sau fratele. O studentă de-a mea avea obiceiul să mintă. I-am spus că e o metodă greșită și că dacă minte la rândul ei, va fi mințită. Mi-a spus: nu-mi pasă, nu pot trăi fără să mint. Într-o zi vorbea la telefon cu un bărbat de care era foarte îndrăgostită.
Ea s-a întors spre mine și mi-a spus: "Nu am încredere în el, cred că mă minte." I-am replicat: "Tu însă îți minți, așa că cineva trebuie să te mintă și pe tine și poți fi sigură că va fi persoana de la care vrei cel mai mult adevărul." La scurt timp m-am întâlnit cu ea și mi-a spus: "M-am vindecat de minciună." Am întrebat: "Ce anume te-a vindecat?" Ea a răspuns: "Locuiam cu o femeie care mințea mai rău ca mine. Unii se vindecă adesea de greșelile lor văzându-le la alții. Viața e o oglindă și noi ne întâlnim doar pe noi înșine, reflectați în asociații noștri. Trăirea în trecut este un mod de a eșua și o violare a legii spirituale." Iisus Hristos a spus: "Acum este timpul stabilit. Aceasta e ziua mântuirii." Soția lui Lot a tot privit în urmă și s-a transformat într-un stâlp de sare. Tâlharii timpului sunt trecutul și viitorul. Omul trebuie să binecuvânteze trecutul și să-l uite, dacă acesta îl ține în sclavie, și să binecuvânteze viitorul știind că acesta îi rezervă nesfârșită bucurie, dar să trăiască intens acum. De exemplu, o femeie a venit la mine plângându-se că nu a avut bani să cumpere daruri de Crăciun. Ea a spus: "Anul trecut era altfel, am avut o grămadă de bani și am făcut cadouri drăguțe, iar anul acesta abia dacă am un cent." I-am răspuns: "Nu vei demonstra niciodată banii câtă vreme ești patetică și trăiești în trecut. Trăiește complet, acum, și pregătește-te să faci cadouri de Crăciun. Sapă șanțurile tale și banii vor veni." Ea a exclamat: "Știu ce voi face. Voi cumpăra niște beteală, simboluri de Crăciun și hârtie creponată." Am replicat: "Așa să faci și darurile vor veni ele însele și se vor lipi ele însele de simbolurile de Crăciun." Asta de asemenea arată lipsa de teamă față de problemele financiare și credința în Dumnezeu, când mintea rațională spunea: "Ține fiecare cent pe care îl ai, atâta vreme cât nu știi sigur că vei obține alți bani." A cumpăra simbolurile, hârtie și beteală, și cu câteva zile înaintea Crăciunului a primit un dar de câteva sute de dolari. Cumpărarea simbolurilor și a betelii a impregnat subconștientul cu așteptări, deschizând calea de manifestare a banilor. A cumpărat toate darurile în timp util. Omul trebuie să trăiască suspendat în moment. Privește bine așadar la această zi. Acesta este salutul zorilor. Trebuie să fie într-o alertă spirituală, așteptând mereu îndrumări, folosind fiecare oportunitate. Într-o zi am spus continuu în gând: "Spirit infinit, nu mă lăsa să pierd nicio speculație." Și ceva foarte important mi-a fost spus în acea seară: "Este esențial să începem ziua cu cuvintele potrivite. Fă o afirmație imediat după ce te trezești. De exemplu: a ta să fie această zi. Astăzi e o zi a împlinirii. Aduc mulțumiri pentru această zi perfectă. Miracolul va urma miracolului și minunile nu vor înceta vreodată." Faceți-vă acest obicei și fiecare va vedea minunile și miracolele făcându-și loc în viața sa. Într-o dimineață am luat o carte și am citit: "Privește cu mirare la ceea ce este înaintea ta." Părea să fie mesajul meu pentru acea zi. Și am repetat iar și iar: "Privește cu mirare la ceea ce este înaintea ta." Și o sumă mare de bani mi-a fost dată în acea zi, iar eu aveam nevoie de ea pentru un scop precis. Într-un capitol viitor voi indica afirmațiile pe care le găsesc cele mai eficiente. Dar nimeni nu ar trebui să folosească vreo afirmație până când aceasta nu e absolut satisfăcătoare și convingătoare pentru propria sa conștiință, și adesea o afirmație este adaptată pentru a fi de folos diferiților oameni. De exemplu, următoarea afirmație a adus succes multora: "Am o muncă minunată, într-un mod minunat, aduc servicii minunate pentru o plată minunată." Am indicat primele două propoziții unei studente și ea le-a adăugat pe celelalte. Ceea ce a făcut ca afirmația să fie și mai puternică, pentru că trebuie ca întotdeauna să existe plata perfectă pentru serviciul perfect și ritmul pătrunde mai ușor în subconștient. Ea a umblat de colo-colo, cântând-o cu voce tare și curând a primit o muncă minunată, într-un mod minunat,
și a adus servicii minunate pentru o plată minunată. Un alt student, om de afaceri, a schimbat cuvântul muncă în afacere. A repetat: am o afacere minunată într-un mod minunat și ofer servicii minunate pentru o plată minunată. Fiecare afirmație trebuie să fie atent rostită, iar terenul inspectat complet. De exemplu, știu o femeie care era la mare strâmtoare și ceruse de lucru. I s-a dat foarte mult de lucru, dar nu a fost vreodată plătită. Ea știa cum să adauge servicii minunate pentru plată minunată. E dreptul divin al omului lui să fie prosper. Mai mult decât suficient. Hambarele să-i fie pline și portirul să-i se reverse. Aceasta este ideea lui Dumnezeu pentru om atunci când omul sfărâmă barierele lipsurilor din propria sa conștiință. Vârsta de aur va fi a lui și orice dorință dreaptă a inimii sale împlinită. Legea karmei și legea iertării. Omul primește doar ceea ce dă. Jocul vieții este un joc de bumeranguri. Gândurile, acțiunile și cuvintele omului se întorc la el mai devreme sau mai târziu, cu o precizie uimitoare. Aceasta este legea karmei, care este cuvântul sanscrit pentru întoarcere. Omul culege tot ceea ce seamănă. De exemplu, o prietenă veche mi-a spus povestea ei ilustrând legea. Ea a spus: toată karma mea se leagă de o mătușă și de câte ori spun ceva, altcineva îmi spune mie același lucru. Sunt adesea iritată acasă și i-am zis mătușii care discuta cu mine în timpul cinei: gata cu vorba, vreau să mănânc în liniște. A doua zi luam masa cu o femeie căreia doream să-i fac o impresie foarte bună. Vorbeam cu însuflețire când a spus: gata cu vorba, vreau să mănânc în liniște. Prietena mea este foarte conștientă, iar în cazul ei karma acționează în plan mental, mai rapid decât în cazul altora. Cu cât omul știe mai mult, cu atât este mai responsabil și, în consecință, o persoană care cunoaște legile spirituale, dacă nu le aplică, suferă foarte mult. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă citim cuvântul Domnul, lege, multe pasaje din Biblie se vor clarifica. Răzbunarea e a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Legea este cea care răzbună, nu Dumnezeu. Dumnezeu îl vede pe un perfect, creat după chipul și asemănarea sa și înzestrat cu putere și stăpânire. Aceasta este ideea perfectă de om consemnată în mintea divină, așteptând recunoașterea din partea omului. Pentru că omul poate fi doar ceea ce se vede pe sine fiind și poate să realizeze doar ceea ce se vede pe sine realizând. Nu s-a întâmplat vreodată ceva fără un privitor, spune un proverb antic. Omul își vede mai întâi bucuria sau necazul, înainte de a fi certitudine, în propria sa imaginație. Putem vedea asta când mama conturează boli pentru copilul ei sau când femeia vede succesul pentru soțul ei. Iisus Hristos a spus: și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Deci, vedem eliberarea de toate condițiile nefericite venind prin cunoaștere, o cunoaștere a legii spirituale. Ascultarea precedă autoritatea și legea se supune omului când omul se supune legii. Legea electricității trebuie să fie ascultată înainte ca ea să devină servitoarea omului. Când este manevrată cu ignoranță, devine dușmanul de moarte al omului. La fel și cu legile minții. De exemplu, o femeie cu o voință de fier și-a dorit să devină proprietara unei case care aparținea unui cunoscut și adesea se visa locuind în casă. În timp, omul a murit și ea s-a mutat în casă. Câțiva ani după, începând să cunoască legea spirituală, mi-a spus: crezi că am vreo legătură cu moartea acelui om? I-am răspuns: da, dorința ta a fost atât de puternică încât totul s-a dat la o parte, dar ai plătit datoria karmică. Soțul tău, pe care îl iubeai atât de mult, a murit la scurt timp, iar casa a fost un lucru de prisos aflat în grija ta ani de zile. Proprietarul inițial, totuși, ar fi putut să nu fie afectat de gândurile ei, dacă s-ar fi aflat sub incidența adevărului, și nici soțul ei,
dar au fost amândoi sub incidența karmei. Femeia ar fi trebuit să spună: inteligență infinită, dăm casa dreaptă, la fel de fermecătoare ca aceasta, cea care mi-aparține de drept divin. Selecția divină i-ar fi dat satisfacție deplină și i-ar fi adus bine tuturor. Modelul divin este singurul model care funcționează sigur. Dorința este o forță uriașă și trebuie să fie dirijată pe canale corecte sau se produce haosul. În manifestare, cel mai important pas este cel dintâi, cererea corectă, dreaptă. Omul trebuie să ceară totdeauna doar ceea ce îi se cuvine prin drept divin. Să ne întoarcem la exemplu. Dacă femeia ar fi avut această atitudine, dacă această casă pe care o doresc este a mea, nu pot să o pierd, dacă nu e, dăm echivalentul. Omul ar fi putut decide să se mute, armonios, dacă ar fi fost alegerea divină pentru ea, sau o altă casă ar fi înlocuit-o. Orice lucru forțat să se manifeste prin voință personală este întotdeauna ilicit și înseamnă etern succes rău. Omul este povățuit, facă-se voia ta și nu a mea. Și, ce e foarte interesant, omul obține întotdeauna tot ceea ce își dorește când renunță la voința personală, astfel permițând inteligenței infinite să se manifeste prin el. Stați liniștiți și veți vedea salvarea Domnului. Exemplu. O femeie a venit la mine în mare disperare. Fiica ei era decisă să meargă într-o călătorie foarte riscantă și mama era plină de temeri. A spus că folosise toate argumentele, îi arătase toate pericolele ce trebuiau luate în calcul și i-a interzis să meargă, dar fata era și mai rebelă și mai hotărâtă. Și i-am spus: îi impui fetei dorința ta personală, ceea ce nu ai dreptul să faci, și teama ta față de călătorie o atrage doar pentru că omul atrage ceea ce îi provoacă teamă. Am adăugat: las-o să meargă și nu te mai gândi la asta. Las-o în grija Domnului și folosește această afirmație. Lasă această situație în mâinile infinitei iubiri și înțelepciuni. Dacă această călătorie este planul divin, o binecuvântez și nu mă mai opun. Iar dacă această călătorie nu este planul divin, mulțumesc pentru că ea s-a dizolvat și a dispărut. O zi sau două mai târziu, fiica i-a spus: mamă, am renunțat la călătorie. Și situația s-a întors în nimicul din care pornise. Asta liniștit pare a fi o lecție extrem de grea pentru om. Voi explica mai amănunțit această lege în capitolul despre non-rezistență. Voi da un alt exemplu despre semănat și cules, care s-a întâmplat într-un mod bizar. O femeie a venit la mine și mi-a spus că primise de la bancă o bancnotă de $20 contrafăcută. Era foarte tulburată din această cauză și a spus: cei de la bancă nu își vor recunoaște vreodată greșeala. I-am replicat: hai să analizăm situația și să vedem de ce ai atras-o. S-a gândit câteva clipe și a exclamat: știu, i-am trimis unui prieten o grămadă de monede de recuzită, dar ca o glumă. Așa că legea îi trimisese și ei niște bani de recuzită, pentru că legea nu știe nimic despre glume. I-am spus: acum vom invoca legea iertării și vom neutraliza situația. Creștinismul este fondat pe legea iertării. Hristos ne-a salvat de sub blestemul legii karmice și Hristos interior din fiecare om este mântuitorul și izbăvirea de toate situațiile discordante. Așa că am spus: Spirit infinit, invocăm legea iertării și aducem mulțumiri că ea se află sub grație și nu sub lege și aducem mulțumiri că ea nu poate pierde cei $20 care îi aparțin de drept divin. Acum, am spus, întoarce-te la bancă și spune-le fără teamă că ți-au dat-o din greșeală. S-a conformat și spre surprinderea ei și-au cerut scuze și i-au dat o altă bancnotă purtându-se foarte politicos. Cunoașterea legii dă omului puterea de a șterge greșelile. Omul nu poate să forțeze exteriorul să fie ceea ce nu este el însuși. Dacă își dorește bogății, el trebuie să fie mai întâi bogat în conștiință. De exemplu, o femeie a venit la mine cerându-mi un tratament pentru prosperitate. Ea nu se interesa prea mult de problemele gospodăriei proprii,
și casa ei era într-o dezordine îngrozitoare. I-am spus, dacă vrei să fii bogată, trebuie să fii mai întâi ordonată. Toți oamenii prosperi sunt ordonați și ordinea este prima lege a paradisului. Am adăugat, nu vei fi niciodată bogată cu un chibrit ars înfipt în pernița pentru ace cu gămălie. Avea simțul umorului și a început imediat să-și facă ordine în casă. Și-a rearanjat mobila, a îndreptat sertarele biroului, a curățat covorașele și în scurt timp a avut o mare realizare financiară. Un dar din partea unei rude. Femeia s-a transformat pe sine și s-a menținut prosperă financiar, fiind mereu atentă la împrejurările exterioare și așteptând prosperitatea știind că Dumnezeu este sursa ei. Mulți oameni ignoră faptul că darurile și lucrurile sunt investiții, iar agonisirea și economia conduc invariabil spre pierdere. Acolo unde este risipă încă sporește, iar acolo unde este renunțare mai mult decât trebuie, merge spre sărăcie. De exemplu, știu un om care a vrut să cumpere un mantou căptușit cu blană. El și soția lui s-au dus prin mai multe magazine, dar nicăieri nu era ceea ce își dorea el. A spus că toate aveau un aspect prea ieftin. În final i-a fost arătat unul despre care vânzătorul a spus că valora 1000 de dolari, dar managerul l-ar fi vândut cu 500 pentru că era sfârșitul sezonului. Posesiunile sale materiale se ridicau la vreo 700 de dolari. Mintea rațională, chibzuită, i-ar fi spus: nu poți să-ți permiți să cheltuiești tot ce ai pentru o haină, dar el era foarte intuitiv și niciodată rațional. S-a întors spre soția sa și i-a spus: dacă voi avea această haină, voi câștiga o tonă de bani. Soția a consimțit anemic. Cam o lună mai târziu, el a primit 10.000 de dolari drept comision. Haina l-a făcut să se simtă atât de bogat încât l-a legat de succes și prosperitate. Fără haină, el nu ar fi obținut comisionul. A fost o investiție care i-a adus dividende serioase. Dacă omul ignoră aceste îndrumări de a da sau de a cheltui, aceea sumă de bani se va risipi într-un mod neinspirat sau nefericit. De exemplu, o femeie mi-a spus că de ziua recunoștinței și-a anunțat familia că nu-și puteau permite o masă festivă. Avea banii, dar s-a decis să economisească. Câteva zile mai târziu, cineva a intrat în camera ei și a luat din sertarul biroului exact suma de bani care ar fi costat o masă. Legea se află mereu de partea celui ce cheltuiește fără teamă, cu înțelepciune. De exemplu, o studentă de-a mea s-a dus la cumpărături cu nepoțelul ei. Copilul i-a cerut o jucărie pe care ea i-a spus că nu-și poate permite să-i o cumpere. Brusc, ea a realizat că atrăgea ghinionul, nerecunoscându-l pe Dumnezeu drept sursa ei. A cumpărat jucăria și în drum spre casă a ridicat de pe stradă exact suma pe care o cheltuise. Sursa omului este nelimitată și constantă, când crede cu adevărat, dar credința sau încrederea trebuie să preceadă manifestarea. Facă vise după credința voastră. Credința este substanța lucrurilor sperate, esența nevăzută a lucrurilor. Credința ține viziunea trează și imaginile potrivnice sunt dizolvate și risipite și la vremea potrivită vom secera, dacă nu suntem temători. Iisus Hristos a adus vestea bună, care este o lege mai înaltă decât legea karmei. Și această lege transcende legea karmei. Este legea iertării și a grației. Este legea care îl eliberează pe om de legea cauzei și a efectului, legea consecinței, sub grație și nu sub lege. Ni se spune că în acest plan omul recoltează și ceea ce nu seamănă. Darurile divine sunt pur și simplu revărsate asupra sa. Tot ceea ce oferă împărăția este al lui. Toată această stare de fericire continuă așteaptă omul care învinge gândirea speciei. În gândurile lumii există un lung șir de necazuri, dar Iisus Hristos a spus: bucurați-vă, am biruit lumea. Gândirea lumii este aceea despre păcat, boală și moarte. El a văzut absoluta lor irealitate și a spus că bolile și necazurile trebuie să fie depășite, la fel ca și moartea, ultimul dușman care va fi învins. Acum știm dintr-un punct de vedere științific că moartea poate fi învinsă,
imprimând în subconștient convingerea eternei tinereți și a vieții eterne. Subconștientul, ca simplă putere necondiționată, duce la îndeplinire ordinele fără întrebări. Sub direcția subconștientului, Hristos sau Dumnezeu imanent, renașterea corpului se va produce. Omul este puțină vreme, nu-și va părăsi corpul prin moarte, ci îl va transforma în corp electric, cânta de Walt Whitman, întrucât creștinismul e o religie bazată pe iertarea păcatelor și pe un mormânt gol. Aruncarea poverii, impresionarea subconștientului. Când omul își cunoaște propriile puteri și modul în care funcționează mintea sa, marea lui dorință e să găsească un mod rapid și ușor de a-și impregna subconștientul cu bine, pentru că o simplă cunoaștere intelectuală a adevărului nu dă rezultate. În propriul meu caz am găsit ca fiind cel mai simplu mod aruncarea poverii. Un metafizician a explicat odată în această manieră. El a spus: ceea ce dă greutate tuturor lucrurilor în natură este legea gravitației. Iar dacă piatra poate fi ridicată de pe planetă, atunci în acea piatră nu va mai fi greutate. Ceea ce Iisus Hristos a spus: prin jugul meu este bun și povara mea este ușoară. El a înfrânat vibrația lumii și a acționat în regatul celei de-a patra dimensiuni, unde se află numai perfecțiune, desăvârșire, viață și bucurie. El a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Se spune și în Psalmul 55, să-ți încredințezi povara Domnului. Multe pasaje din Biblie spun că lupta e a Domnului, nu a omului, și omul întotdeauna să aștepte liniștit și să vadă izbăvirea Domnului. Aceasta arată că mintea supraconștientă este departamentul care luptă pentru om și le liberează de poveri. Vedem astfel că omul violează legea dacă duce el povara, iar povara este un gând sau o conjunctură adversă, iar acest gând sau condiție și are rădăcinile în subconștient. Pare aproape imposibil să faci vreun progres direcționând subconștientul cu ajutorul conștientului sau minții raționale, cât timp mintea rațională, intelectul, este limitată de propriile concepții și este plină de teamă și îndoieli. Cât de științific este atunci să arunci povara asupra conștientului, unde totul devine ușor sau se dizolvă în nimicirea originară. De exemplu, o femeie în mare criză financiară a apelat la Hristosul interior, folosind această afirmație: arunc povara acestei lipse Hristosului interior și sunt liberă să prosper. Povara ei a fost credința în lipsă și când a încredințat-o supraconștientului, crezând în prosperitate, rezultatul a fost o avalanșă de bunăstare. Citim: Hristos în tine este speranța slavei. Un alt exemplu. O studentă de-a mea a primit un pian nou și nu avea spațiu pentru el în studioul ei până când nu l-a mutat pe cel vechi. Era în stare de perplexitate. Dorea să păstreze pianul vechi, dar nu avea idee unde să-l trimită. Era disperată pentru că pianul nou îi era trimis imediat. În fapt, era pe drum, dar nu avea spațiul unde să-l instaleze. Ea a spus că i-a venit să repete: arunc povara Hristosului interior și mă eliberez. Câteva momente mai târziu, telefonul a sunat și o prietenă a întrebat-o dacă nu i-ar putea închiria vechiul pian și astfel a fost mutat, chiar cu câteva minute înainte de sosirea celui nou. Am cunoscut o femeie care era împovărată de resentimente. Ea a spus: arunc povara resentimentelor Hristosului interior și sunt liberă să fiu iubitoare, armonioasă și fericită. Atotputernicul supraconștient i-a inundat subconștientul cu iubire și întreaga ei viață s-a schimbat. Ani de zile resentimentele o ținuseră în starea de chin și încătușaseră sufletul. Afirmația trebuie făcută mereu și mereu, uneori ore în șir, în gând sau cu glas tare, cu calm, dar cu hotărâre. Compară adesea acest lucru cu învârtirea unui patefon.
Trebuie să ne înconjurăm pe noi înșine de cuvinte rostite. Am consemnat că prin aruncarea poverii după un timp, unii pot să vadă clar. Este imposibil să ai o viziune clară atâta timp cât există chinurile minții muritoare. Teama și îndoielile otrăvesc mintea și corpul, iar imaginația funcționează haotic, provocând dezastre și suferințe. Repetând permanent afirmația "arunc povara Hristosului interior și mă eliberez", viziunea se clarifică și, alături de un sentiment de destindere, mai devreme sau mai târziu vine manifestarea binelui ca sănătate, fericire sau bunăstare. Un student mi-a cerut odată să-i explic negura de dinaintea zorilor. M-am referit în capitolul anterior la faptul că adesea, înaintea marii realizări, totul pare să meargă rău și o depresie profundă pare să întunece conștiința. Asta înseamnă că din subconștient se ridică temerile și îndoielile timpului. Aceste veche pave din subconștient se ridică la suprafață pentru a fi aruncate. Atunci omul trebuie să sărbătorească la fel ca Iosafat și să aducă mulțumiri că este salvat, chiar dacă s-ar părea că este asediat de dușmani, situații de lipsuri sau boli. Studentul continuă: câtă vreme trebuie să rămână cineva în întuneric? I-am răspuns: până poate vedea dincolo de întuneric, și încredințarea poverii îl va face pe om să vadă dincolo de întuneric. În sensul impresionării subconștientului, credința activă este întotdeauna esențială. Credința fără acțiune este moartă. În acest capitol voi încerca să clarific acest punct. Iisus Hristos a arătat o credință activă atunci când El a poruncit mulțimii să șadă pe pământ, înainte de a mulțumi pentru înmulțirea pâinilor și a peștilor. Voi da un alt exemplu care arată cât de important este acest pas. De fapt, credința activă este podul pe care omul îl traversează spre țara făgăduinței. Din cauza unor neînțelegeri, o femeie s-a despărțit de soțul ei pe care îl iubea profund. El a refuzat toate ofertele de împăcare și nu dorea să comunice cu ea în niciun fel. Avansând în cunoașterea legilor spirituale, ea a negat aparența despărțirii. A făcut această afirmație: nu există despărțire în mintea divină și prin aceasta nu pot fi separată de dragostea și tovărășia care mi-aparțin de drept divin. A arătat credința activă, aranjând pentru el o farfurie la masă în fiecare zi, întipărindu-și astfel subconștientul cu imaginea întoarcerii lui. După ce a trecut un an în care ea nu s-a îndoit niciodată, într-o zi el a venit. Subconștientul este adesea impresionat prin muzică. Muzica are calitatea celei de-a patra dimensiuni și eliberează sufletul din prizonierat. Face ca lucruri minunate să pară posibile și ușor de îndeplinit. Am o prietenă care folosește zilnic patefonul în acest scop. Asta o așează în perfectă armonie și eliberează imaginația. O altă femeie dansează adesea în timp ce își face afirmațiile. Ritmul și armonia muzicii și mișcării susțin cuvintele în exterior, cu o putere extraordinară. Studentul trebuie să-și amintească mereu să nu disprețuiască ziua lucrărilor mărunte. Invariabil, înaintea realizării apar semne ale pământului. Columb, înainte de a atinge America, a văzut păsări și ramuri care i-au arătat că pământul era aproape. Așa se întâmplă și cu o demonstrație. Dar adesea studentul confundă această situație cu însăși demonstrația și este dezamăgit. De exemplu, o femeie a rostit cuvântul pentru un set de farfurii. Nu la mult timp după aceea, o prietenă i-a dat o farfurie veche și crăpată. Ea a venit la mine și mi-a spus: bine, am cerut un set de farfurii și tot ceea ce am primit este o farfurie crăpată. I-am replicat: farfuria este doar un semn al pământului. Arată că farfuriile vor veni. Și nu la mult timp, vesela a venit. Continua închipuire impresionează subconștientul. Dacă un om se închipuie având succes, în timpul potrivit va recolta. Copiii își închipuie mereu și oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, cu niciun chip nu va intra în ea. De exemplu, știu o femeie care era foarte săracă, dar nimeni n-a putut să o facă să se simtă săracă. Ea câștiga o sumă mică de bani de la niște prieteni bogați,
care îi amintea mereu de greutatea poverii ei și îi spuneau mereu să fie atentă și să economisească. Fără să ia în seamă avertismentele lor, ea cheltuia tot ceea ce câștiga pentru o pălărie sau făcând daruri cuiva și menținându-și o stare de spirit fermecătoare. Gândurile ei erau întotdeauna orientate spre haine și lucruri frumoase, dar niciodată nu îi invidia pe alții. Ea trăia într-o lume a minunilor și numai bogăția îi se părea reală. S-a căsătorit cu un om bogat, iar inelele și lucrurile au devenit reale. Nu știu dacă el era alegerea divină, dar bogăția s-a ivit în viața ei așa cum își imagina. Nu este loc pentru pacea și fericirea omului până când acesta nu își distruge toate temerile din subconștient. Teama este o energie îndreptată într-o direcție greșită și care trebuie redirecționată sau transmutată în credință. Iisus Hristos a spus: "De ce vă temeți, puțin credincioșilor? Toate lucrurile sunt posibile pentru acela care are credință." Sunt adesea întrebată de studenții mei: "Cum pot scăpa de teamă?" Răspund: "Înfruntând lucrurile de care vă temeți." Ferocitatea leului vine din teama voastră. Înfruntați leul și el va dispărea, fugiți și el va fugi după voi. Am arătat în capitolul precedent cum leul lipsei dispare când individul cheltuiește fără teamă, arătând credința că Dumnezeu este sursa lui și prin aceasta inepuizabilă. Mulți dintre studenții mei au scăpat de povara lipsurilor și sunt acum prosperi prin pierderea fricii de a lăsa banii să se ducă. Subconștientul este impresionat de adevărul că Dumnezeu este cel care dăruiește și darul și, în consecință, cum cineva este una cu cel care dăruiește, este una și cu darul. O afirmație splendidă este: "Mulțumesc lui Dumnezeu care dăruiește pentru Dumnezeu darul." Omul este atât de mult îndepărtat de binele său și de averea sa prin gânduri de separare și lipsă, încât uneori e nevoie de dinamită pentru a disloca ideile false din subconștient, și dinamita nu este un lucru puțin. Vedem în exemplele menționate mai sus cum individul este eliberat din sclavie atunci când arată că nu se mai teme. Alege pe cine vei sluji în această zi, teama sau credința. Poate că unii se tem de o notabilitate. Atunci nu evitați oamenii de care vă este frică, dorind să-i întâlniți într-o dispoziție fermecătoare, și atunci vor deveni fie legături de aur în lanțul binelui vostru, sau vă vor dispărea într-un mod armonios din cale. Poate că unii se tem de boli și microbi. Aceia trebuie să fie fără teamă într-o situație în care apar microbii și vor fi imuni. Cineva poate contracta microbii în timp ce vibrează în același ritm cu microbul și teama îl coboară pe om la același nivel cu al microbului. Desigur, bolile cauzate de microbi sunt produsul minții pământești și toate gândurile se obiectivează. Microbii nu există în supraconștient sau mintea divină. Sunt doar produsul imaginației sterile a omului. Într-o clipă, eliberarea omului va veni când el realizează că nu există puterea răului. Lumea materială se estompează și lumea celei de-a patra dimensiuni, lumea minunilor, vine în manifestare. Și am văzut un cer nou și un pământ nou și nu va mai fi moartea, nici supărare sau țipăt, nici durere nu va mai fi pentru că lucrurile dintâi au trecut.